prima repriză. Iată la cum pe Gavril. Gavril are o viteză extraordinară. Pasă pe culoar pentru Alexe. O respingere greșită. Gol! Gavril speculează o nouă greșeală din defensiva Rapidului și duce scorul la 2-0. Vedem un Dinamo extrem de pragmatic. Echipa lui Stoican n-a prea avut ocazii în această partidă, atunci însă când s-a apropiat mai periculos de poarta lui Bornescu, a reușit să marcheze un nou gol venit cu ajutorul rapidiștilor. Bogdan Gavrilă marchează, iată aici acțiunea lui Gavrilă, o minge ce părea moartă, Tsmovs îi pasează lui Bornescu și din nou portarul Rapidului se simte că Bornescu nu a mai jucat de mult, nu are meciuri în picioare, extrem de ezitant. Bornescu îi dă un asist lui Gavrilă și acesta nu-l iartă. Este 2-0, suntem în minutul 62, iată un gol pe care dinamoviștii